bună leu și bine ai venit la citirea ta pentru săptămâna 31 ianuarie 6 februarie. Menționez că această citire este valabilă atât pentru cei din zodia leu, cât și pentru cei cu luna, ascendentul, nodul nord sau multe planete pe astrograma natală în semnul leului. De asemenea, dacă sunteți interesați de cineva cu aspecte marcante pe leu, sunteți bineveniți la această citire. Dragii este o citire generală în care voi extrage o carte oracul, iar apoi voi analiza relația dintre voi și o anumită persoană sau relația dintre voi și ceilalți la modul general vorbind. Iar dacă citirea vi se potrivește, vă aștept cu drag și la partea a doua, la o citire mai amănunțită cu ajutorul cărților țigănești. Acolo o să dăm mult mai multe extensii, ca să aveți acces la partea a doua, trebuie să fiți membrii ai comunității, să apăsați butonul alăturăte și fiind membri, aveți acces la toate citirile amănunțite pentru toate zodiile pentru luna februarie, pentru anul 2022, pentru toate zodiile din această săptămână, timp de o lună de zile și pentru următoarele citiri da, care vor apărea. Am lăsat mai multe detalii în descriere și în primul comentariu pentru cei interesați. Și aveți așa ca și card din partea cărților oracol, armonia dumnezeiască și echilibrul lăuntric. Numărul 2, numărul 5, numărul 7, numărul 25. Numere extrem de importante pentru voi în această săptămână. Poate data de 2, data de 5, cine știe Pregătiți ceva pentru data de 25, stabiliți ceva. Pot fi ore, pot fi numere care apar în general în jurul vostru. Pentru data de 7, iarăși, poate stabiliți ceva. Numere după care e bine să vă ghidați, mai ales dacă discutăm despre o perioadă în care vreți să atingeți o anumită armonie, în special în relațiile voastre interumane. Acolo lucrurile ar putea să fie. Cu totul și cu totul altfel. Bun. Uh, culoarea albastru, culoarea verde, iarăși culori foarte importante pentru voi în această săptămână, după care e bine să vă ghidați, să vă orientați, le puteți purta dacă voi considerați, dar să știți că e o săptămână, dragii mei, lei, în care se cere foarte mult de la voi să comunicați cu iubire, să comunicați cu înțelepciune. Da, motanul e aici cu noi, m-a spus eu că trage la feline vrea alintat, vrea, vrea multă joacă. Bun, Arhanghelul Rafael este cel care vă oferă un dar foarte frumos și vă spune așa, te ajut să-ți redobândești și apoi să-ți păstrezi armonia și echilibrul lăuntric. Te inspir să-ți folosești în mod înțelept și chipzuit resursele interioare. Foarte frumos, dragii mei lei, deci este o săptămână în care probabil cei mai mulți dintre voi o să reușiți să ajungeți la o pace, la un echilibru atât interior cât și exterior și de ce nu, poate e o săptămână în care o să conștientizați cu adevărat resursele voastre interioare care sunt extrem de frumoase și extrem de profunde Da, să știți că motanul este somnoros și e posibil să mai facă pozne Bun, hai să continuăm dragii mei lei cu relația dintre voi și o anumită persoană sau relația dintre voi și ceilalți la modul general vorbit Și aveți așa situația nouă de spade. Ce gândiți voi? Șapte de spade. Ce simțiți voi? Magicianul. La baza manifestărilor voastre, cavalerul de spade. În exterior aveți turnul. Wow! Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți patru de băte? Ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți roata destinului? Bun. Um energia generală nebunul. Wow! Dragi lei, în primul rând vă spun că este o săptămână extrem de profundă, este o săptămână extrem de intensă. Și acum, dacă stau să mă gândesc așa, să știți că e un moment în care luna nouă din vărsător, de pe data de întâi, să știți că ar putea să aibă un rol mult mai important decât, decât vă imaginați voi. Vă poate aduce o noutate care să schimbe destul de mult o relație în care vă aflați de eu o noutate total neașteptată, care vine foarte rapid și care, să știți că presupune răsturnarea unor planuri, care presupune dărmarea unor lucruri vechi și uh, deschiderea către noutăți plăcute. Bun, nebunul ca și energie generală. Nebunul aici vorbește despre un nou început, așa cum spuneam, un nou vibe, o nouă idee, o nouă scânteie, o nouă persoană, o noutate plăcută care pur și simplu are legătură cu relațiile voastre interumane. Nebunul aici, dragii mei, lei, iarăși poate să vorbească despre o nouă persoană care poate apărea sau o noutate care apare în general în viața voastră, în relațiile voastre și care să știți că o să schimbe destul de mult balanța. Nouă de spade, pe și energie generală, vorbește de o săptămână în care o să fiți ușor stresați. Posibil acest element de noutate să vă streseze atât pe voi cât și pe ceilalți, să fie un moment de stres reciproc. nouă de spade, iarăși, mai înseamnă și o presiune psihică mare pe care o aveți asupra voastră, iarăși pentru alții lei. E un moment special, să știți, în care aveți ocazia, în toată această poveste să mergeți pe un nou drum, să acceptați această noutate plăcută, care este de destin, e adevărat, și poate să încercați să vă lăsați conduși de lucrurile care se întâmplă. E adevărat, e normal să vă fie ușor teamă, să fiți ușor stresați, atât voi cât și ceilalți, tocmai pentru că este o situație nouă, da? ceva necunoscut, atât pentru voi cât și pentru cealaltă persoană. Ce gândiți voi, șapte de spade? Aici vă văd ori ușor dezamăgiți pentru unii lei Să o senzație așa de trădare, de minciună, de Faptul că cineva își urmărește propriul interes Pentru alții lei să știți că poate discutăm aici Chiar de un moment mai mai special pentru voi. În care văd că e ca și cum vă urmăriți propriul interes, vă urmăriți propria voastră plăcere, cum s-ar spune. Bun, în inima voastră aveți magicianul aici, totuși este o arcană major pe zona voastră și atunci să știți că discutăm despre o săptămână în care tare mult o să doriți voi să mulțumiți pe cineva anume, o persoană apropiată vouă, este ceva care vizează ca un nou eveniment, ca ceva cu totul și cu totul aparte. De asemenea, dragii mei, lei, magicianul aici poate să vorbească și despre niște... Um, Elemente care apar în jurul vostru, uh, și de o situație în care voi sunteți cei care trebuie să faceți inventarul, voi sunteți cei care trebuie să luați decizia. Uh, atenție, dragi pentru că e o săptămână în care uh, posibil să primiți o lecție destul de importantă, destul de mare din partea celorlalți, din partea Universului, general vorbind. Uh, pentru că șapte de spade, și cu magicianul aici, și cu cavaler de spade, îmi spune despre un element care pur și simplu nu vă convine. Și are legătură, în mod special, cu zona locului de muncă, are legătură cu persoanele din exteriorul vostru. Uh, Parcă v-ați făcut voi aici niște planuri, ați vrut să învârtiți cumva lucrurile încât să vă iasă bine. Eu nu spun că nu, doar că e un moment în care trebuie să regândiți anumite elemente. Poate chiar această noutate, e bine să o integrați în inima voastră, să mergeți mai departe după ea, să vă ascultați mult intuiția, iarăși. La baza manifestărilor voastre aveți Cavalerul de Spade și asta înseamnă un eveniment total neașteptat care vizează în mod special dragii mei lei acest turn din exteriorul vostru, ceva care se întâmplă foarte rapid, poate o reacție rapidă pe care o aveți, o discuție tip uh, profesor, mentor, uh, da, student, elev, dar nu neapărat așa motamu. În general, e o persoană care să știți că o să vă dea o lecție foarte importantă, în mod special când vine vorba uh, de ideea aceasta de a vă grăbi. Deci, e o săptămână în care se cere să luați lucrurile așa încet și sigur. Și să fiți pregătiți pentru orice schimbare, pentru că e o săptămână plină cu surprize, mai ales uh, care vin din exteriorul vostru. Turnul vorbește despre o răsturnare de situații, o răsturnare extrem de plăcută uh, pentru cineva din jurul vostru. Niște planuri care se dărâmă în inima cuiva, cineva care în sfârșit dă măștile jos de pe față. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți patru de bâte? Cineva care pur și simplu își face echipa aici, o persoană care sărbătorește ceva important sau vreți să sărbătoriți ceva important, cineva care se pregătește pentru ceva anume. patru ăsta de bâte, iarăși, dragi mai înseamnă și faptul că e posibil să auziți de un eveniment important, de o celebrare, de o pregătire în familie sau în zona prietenilor. Poate e ziua cuiva, poate e un moment mai, mai special, așa. Ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți roata destinului? Aveți aici persoane care să știți că vor lua decizii foarte importante în ceea ce privește destinul lor, în ceea ce privește această noutate. E o persoană de destin care are legătură cu zona locului de muncă pentru unii lei sau e o persoană destinată dacă de care este mai îndepărtare de voi din punct de vedere fizic sau energetic. Dar că pur și simplu se dau cărțile pe față și la voi, dragi mei, cu această lună nouă învărsător, e un moment special, să știți, pentru toată lumea și un moment pe care trebuie să-l luați foarte mult în considerare luna nouă din vărsător și că se petrece pe o casă a relațiilor voastre interumane. Da, o să vă rog să stați aproape că poate o să apară și o filmare dedicată acestei luni noi în semnul vărsătorului pentru că este foarte importantă din punctul meu de vedere pentru fiecare semn în parte. Bun, dragii mei lei, păi cam aceasta este citirea voastră generală pentru următoarea săptămână, pentru o citire mai amănunțită, vă aștept cu drag în comunitatea acestui canal. Acolo v-am spus că aveți acces la toate extensiile pentru toate zodiile. Mai multe detalii pentru cei interesați în descriere și în primul comentariu. Vă îmbrățișez cu drag să aveți o săptămână binecuvântată cu noutăți plăcute. Că uitați apare și soarele. Poate e bine să îmbrățișați da, ceea ce se întâmplă că e un moment de binecuvântare.